Persoanele care au simptome de răceală, stai acasă dacă ești bolnav și solicită ajutor medical. Vaccinează-te antigripal. Bună seara tuturor, bine ați venit în interviuri neconvenționale, ediție specială, vorbim despre ultimul bal al regimului ceaușist și vorbim acest lucru cu doamna Lavinia Betea, lector universitar la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Mă grăbesc să o salut și să-i spun bună seara și să-i mulțumesc mult că la ora asta, destul de înaintată, este alături de noi, chiar și prin intermediul Zoom-ului, să practică. Bună seara, doamnă! Bună seara! Permiteți-mi o mică virgulă corectură. Sigur. CV-urile noastre sunt afișate de multă vreme și acesta e un avatar al internetului. Sunt profesor la Universitatea Aurel Blaicu din Arad acum. Vă rog să mă iertați, foarte bine că ați făcut această precizare. Rămâne faptul că sunteți profesor universitar în Arad, la Universitatea Vlaicu, a spus. Dar în același timp sunteți o specialistă în istoria regimului comunist. Eu vă cunosc fiindcă am avut plăcerea de a colabora cu dumneavoastră în perioada în care acum vreo 10 ani, dacă mi-amintesc bine, ați coordonat un colectiv care a scos o trilogie dedicată lui Nicolae Ceaușescu și ăsta a fost și motivul pentru care mi-am permis să vă invit să vorbim despre ceea ce a însemnat acest regim pentru România, fiindcă el în continuare are un impact foarte mare. Așa că aș începe chiar cu acest lucru. Există vreo explicație pentru istorici a acestei influențe majore pe care o joacă în continuare după 30 de ani de la căderea regimului în mentalul nostru colectiv, influența ultimului dictator comunist? Eu cred că istoricii nu își pun astfel de probleme pentru că nu îi avantajează. Și în instrumentarul tipic istoricilor, celor care se ocupă de istoriografie, nu prea există metode pentru a face astfel de cercetări. De altfel, eu sunt profesor de psihologie socială, psihologie politică, metoda biografică este una dintre metodele acceptate și de psihologie. Practic este cum ar veni domeniul nostru. N-am făcut o cercetare în acest sens, adică plecând de la această întrebare de ce regimul Ceaușescu are un atât de mare impact, ocupă un loc atât de mare în mentalul colectiv actual românesc, dar aș putea să formulez niște ipoteze pe baza studiilor anterioare. Vă rog. A fost, în primul rând, un regim cu totul și cu totul deosebit în istoria României. Adică principiile de viață, felul în care dictatura aceasta comunistă a avut o extraordinară forță, o extraordinară putere, încât a dus chiar la schimbarea geografiei României și nu trebuie să avem rezerve atunci când folosim astfel de cuvinte. Observați că eu am fost foarte neutră. Sigur că au lăsat și au pus pecetea asupra memoriei colective. Apoi nu trebuie să uităm, eu sunt un om care am fost într-o generație în deplină maturitate la căderea lui Ceaușescu, nu trebuie să uităm marile noastre speranțe de atunci și speranțele cele mai mari le-au avut intelectualii foarte văduviți de opreliștile generației anilor 80, a suportat practic un fel de exil intern prin repartițiile la care am fost supuși cu orașele mari închise. Deci noi am avut niște speranțe extraordinare și speranțele acestea, după 30 de ani confruntate cu imaginea noastră de atunci,
ne îndreptățește să aruncăm priviri către timpul de dinainte și ne incită la comparații. Mi-amintesc că am stat de vorbă cu mai mulți colegi de generație, care să le spun așa, care s-au declarat foarte uimiți de consilierii actualului președinte, care i-au propus și domnia s-a acceptat nefericita constatare că în ultimii 30 de ani tronsonul acesta de metrou care leagă drumul Taberei de centrul Bucureștiului, drumul Taberei unde stau și eu, este cea mai mare realizare a ultimilor 30 de ani. Nu se putea o recunoaștere mai nenorocită. Adică această frază ne trimite oarecum în timp, ne pune în paralel cele două construcții, metroul care a început acum 45 de ani aproape, oricum peste 40, și metroul de astăzi, construit într-un interval foarte mare, o porțiune mult mai mică, și care practic ne-a pus față în față două regimuri cu două modalități total diferite, corect? Sigur că regimurile acestea dictatoriale, și dacă nu sunt dictatoriale, regimurile autoritare sunt în general favorabile arhitecturii, sunt favorabile proiectelor de anvergură. Ar fi greu să convingi în maniera democrată niște reprezentanți ai mulțimii să aprobe, să promoveze niște proiecte care ar predispune la frustrările mulțimii, pentru că oamenii n-ar fi de acord cu ele și nu i-ar mai vota în viitoarea legislatură. Totuși însă trebuie să fim atenți atunci când facem astfel de comparații, pentru că ele nu sunt câtuși de puțin favorabile, chiar dacă aparent îl favorizează pe acela sub mandatul prezidențial sau parlamentar se finalizează o lucrare. Au trecut 30 de ani și mai bine, 31 aproape, de când Nicolae Ceaușescu nu ne mai conduce destinele. El a pășit într-un alt fel de istorie, într-un mod pe care mulți dintre noi nu-l vom uita. Aș vrea să știu cum explicați dumneavoastră faptul că rămâne această prezență vasi permanentă aproape. Mă uit pe internet, sunt mii de știri cu Nicolae Ceaușescu din 90 încoace, dar și în ultimii ani. Secretul cel mare, boala cea mai ascunsă, pasiunile nu știu cum. Ce ar fi făcut Nicolae Ceaușescu în 2021? Ce s-ar fi întâmplat nu știu cum? Există vreo explicație pentru acest mod? Suntem singura națiune care ne raportăm în așa fel la un fost lider al său? Este un alt fel, în primul rând. Și să nu uităm că la ultimul congres, congresul al 14-lea al PCR, care a avut loc în 20-24 noiembrie 1989, Ceaușescu făcea deja planuri de perspectivă pentru anul 2010. A fost o lume cu totul și cu totul altfel, cu o economie centralizată, cu o economie etatizată, cu niște principii conform cărora exista dreptul și obligația de a munci pentru fiecare individ apt de muncă, trebuia să se găsească un loc de muncă, fie că era nevoie din perspectivă economică sau nu era nevoie. Această garanție a unui loc de muncă, această garanție a unui venit minim, care îți asigura o existență la nivelul minimal de atunci și nu prea aveai termen de comparație. Apoi, faptul că nu te gândeai la pensie, nici măcar nu puteai să discuți despre posibilitatea de a avea un alt tip de contribuție, așa cum se discută astăzi. Faptul că a existat un învățământ de o anumită calitate, că a existat, sigur, lăsând la o parte politizarea excesivă a învățământului,
Trebuie să recunoaștem că admiterea în învățământul superior, admiterea în învățământul liceal presupunea un alt tip de competențe și profesorul era obligat la o atitudine față de elev pe care astăzi o considerăm excepțională. Sigur că toate acestea, binefacerile, ca să spun așa, partea pozitivă, sunt supraevaluate în zilele noastre, punându-se în relație cu lucrurile care nu se întâmplă cum le-am visat noi și desigur că sunt uitate. Noi am fost cu toții tineri atunci, despre tinerețe îți amintești în modul frumos, par lucrurile pozitive ca acoperind întregul. Acum, dacă mă întrebați pe mine, ca om care are o anumită biografie, vă rog să mă credeți că eu nu aș mai vrea să-mi retrăiesc tinerețea, copilăria, așa cum a fost ea în vremea lui Ceaușescu. Vă rog să mă credeți că eu am rezerve să povestesc tinerei generații despre cum s-a făcut repartiția noastră, cum am reușit la facultate, câți eram noi într-o promoție. Noi am fost într-o promoție de 75 de studenți pe țară. Nu m-ar crede. Nu m-ar crede cei de astăzi. Și atunci, ca să nu fiu suspectată, suspicionată de minciună, evit să fac astfel de referințe din biografia mea. Să nu m-ar crede nici când le-aș spune că am avut media de repartiție în 82 de 9-70 ceva, că aveam un copil, că aveam un soț și că am ajuns o familie răspândită în trei părți și ce se întâmpla ca să reușești, deși Constituția spunea că statul protejează familia, ce a trebuit să urmeze ca să ajungem să stăm împreună, eu și cu copilul meu și cu soțul meu. Sunt lucruri care, pentru că nu le-a trăit decât un segment, și în primul rând segmentul intelectualilor, oarecumva au ieșit din această memorie colectivă. Plus că, sigur că au fost oameni capabili, mulți oameni capabili, și atunci, de fapt, nu cred că au fost mai mulți decât în zilele noastre. Dacă în zilele noastre au posibilități de afirmare, fie și în ideea că pleacă peste hotare, nu este un lucru de laudă că trebuie să-ți cauți reușita în afara granițelor țării, dar noi nu le-am avut nici pe acestea. Apropo de segmente, să vorbim despre două dintre ele care ne macină și astăzi. Unul dintre ele este cel pe care l-ați atins, educația, cel de-al doilea este sănătate. E în perioada asta de pandemie și suntem la câteva zile de la incidentul de la Piatra Neamț. Într-un fel vedeau comuniștii cele două segmente ale vieții, cu totul diferit față de ce este astăzi și totuși. Dacă e să facem repede un sondaj de opinie, zonă în care vă pricepeți mult mai bine decât mine, s-ar putea să constatăm că cea mai mare parte a populației, care vine totuși în cea mai mare parte a ei de dinainte de 1989, se considera probabil mai în siguranță acum 31 de ani decât în prezent. De ce? Sigur că da, noi ne considerăm în siguranță și prin comparație cu părinții și cu bunicii noștri. România mare, România interbelică, n-a fost nici pe departe paradisul care a fost zugrăvit de anumiți intelectuali în anii 90. Să nu uităm că, în conformitate cu statisticile vremii, România ocupa un loc fruntaș la mortalitatea infantilă, că aveam în mediul rural, care era majoritar pentru populația noastră, niște condiții de existență destul de precare, că majoritatea oamenilor care trăiau în mediul rural posedau pentru gospodăria lor țărănească o suprafață de teren mică,
imposibilă pentru a asigura hrana familiei. Deci acești oameni care s-au pomenit dintr-o dată cu dispensare rurale, cu școli, cu drumuri, aveau niște termeni de comparație favorabil. Vreau să vă spun că eu cred, după imaginea pe care o am despre satul meu natal, eu m-am născut în Apuseni, am crescut, am copilărit, mi-am petrecut adolescența într-o zonă necooperativizată, noi n-am fost niciodată cooperativizați. Eu cred că sunt primul copil din satul meu care s-a născut într-o maternitate. Maternitatea era adevărat la 30 de kilometri, însă nașterea într-o maternitate, faptul că doctorul era obligat să vină să cântărească cu moașa, cu asistenta, copiii acasă, să-i vaccineze, nu existau discuții dacă tu vrei sau nu vrei să-ți vaccinezi copilul. Faptul că s-au deschis școli în toate comunele, nu existau discuții dacă vrei sau nu vrei să-ți trimiți copilul la școală, pentru că într-o societate totalitară legea se aplica cu ajutorul tuturor instituțiilor existente, inclusiv a opiniei publice. Sigur că au fost niște plusuri extraordinare. Așa se face că mă gândesc câteodată și că oamenii au suportat marile privațiuni din anii 80, când noi ne-am plătit datoria externă, pentru că ei, la fel ca și mine, majoritatea veneau din niște locuri unde nu existase curent electric, așa că înțelegeau cu mai mare ușurință decât generațiile actuale că se întrerupe curentul electric. Crescuseră în niște sate unde nu existau magazine sătești, așa că acceptau mai simplu ideea că ai putea să stai la coadă și să cumperi salam sau produse alimentare. Și sigur că toate acestea presupun, frustrarea este de mai multe feluri. Este o frustrare relativă și o frustrare absolută. Când tu te compari, îți compari frustrările tale actuale cu frustrările de altă dată, ai cu totul și cu totul alte reacții. Să ne întoarcem puțin în timp, suntem în noiembrie 2020, vă propun să ne întoarcem în noiembrie 1989, chiar în zilele ultimului congres al Partidului Comunist Român, cel pe care l-a condus Nicolae Ceaușescu, cum bine ați spus, între 20 și 24. Vi s-a părut vreun moment sau ulterior după această perioadă că Ceaușescu avea o bănuială că mai puțin, cam într-o lună de zile o să cadă de la putere? Mie niciodată. Nu. Ceaușescu se credea infailibil și nemuritor. Până la capăt. Cei din jurul lui, am stat de vorbă cu unii dintre ei, printre cei cu care am stat de vorbă a fost secretarul cu propaganda Constantin Olteanu până la congresul al 14-lea, iar după aceea cred că a devenit ministru de externe, dacă secretar cu relațiile internaționale, vorbesc din memorie acum. El a fost și principalul responsabil al pregătirii documentelor pentru congresul al 14-lea. Ei cu toții, membrii CPX, așteptau ca Nicolae Ceaușescu să-și dea demisia. Au fost foarte surprinși că, adică să-și dea o demisie din aceasta de onoare, pentru că, contrar a ceea ce au declarat atunci când au fost arestați, stenogramele ședințelor CPX ne demonstrează că ei erau la curent cu ceea ce se întâmpla în vecini. Și sigur că era la curent și Ceaușescu, chiar în timpul congresului al 14-lea, în fața ambasadelor României din țările frățești, aveau loc manifestații contra politicii duse de Ceaușescu în România.
și Ceaușescu chiar a convocat CPX-ul și a fost un fel de monolog al lui, n-a întrebat pe nimeni nimic, nici ceilalți neîntrebați n-au zis nimic, disciplina de partid era dură în vremea respectivă, dar este cert că erau în deplină cunoștință de cauză. Se așteptau la o demisie de onoare a lui, probabil se gândeau că ar putea deveni Ceaușescu un fel de președinte de onoare pe viață al partidului, însă în iunie 1989, într-o ședință CPX, s-a pus problema realegerii lui Nicolae Ceaușescu. A pus-o cel mai devotat dintre devotați în acel moment, Manea Mănescu, cel care a sărutat mâna la despărțire și așa cum arată dosarul lui de cadre, Marea Mănescu avea niște pete și Ceaușescu a agreat să aibă în preajmă oameni care erau pătați pentru a-i ține cel mai bine, în paranteză fie spus. Reieșea că Marea Mănescu fusese unul dintre informatori în anii dictaturii lui Antonescu, adică un informator asupra Partidului Comunist din ilegalitate, o chestiune mortală. Pătrășcanul, care n-a fost informator și a plătit cu viața doar pentru că părea nesigur. Vă dați seama ce reprezenta Manea Mănescu atunci. Întorcându-ne la momentul 1989, vara lui 1989, Manea Mănescu este cel care îl propune pentru a fi reales la Congresul al 14-lea. Modul în care Ceaușescu urma să fie reales era însă unul fără precedent în toate regimurile comuniste din lume. Adică urma să îl voteze nominal cu semnătură dată pe listă fiecare membru de partid din țară. Să nu uităm că un sfert din populația activă a României era în acel moment membru de partid, membru al Partidului Comunist din România. Și aș veni aici cu o altă paranteză. Auzim deseori intelectuali care spun eu n-am vrut să devin membru de partid. Procentul celor care urmau să devină membri de partid era, cum vă spuneam, 1-4, același și la intelectuali, și ar fi fost greu să nu vrei să devii membru de partid, pentru că toate promovările depindeau, ca și astăzi, dacă ai un CV voluntariat pentru o anumită promovare, la fel era condiția de membru de partid, era esențială în promovarea profesională. Deci ce se întâmpla? Au început ședințele organizațiilor de bază în vederea congresului care avea să vină. În fiecare organizație de bază era punct distinct alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general la Congresul al 14-lea. Se menționa, se punea în discuție că votul a fost unanim și urma lista semnată. Mai departe, erau aleși delegații pentru conferința la nivel superior, comunală, pe fabrică, eu știu, pe municipiu și așa mai departe. Cei care erau mandatați să reprezinte organizația de bază primeau... erau obligați la angajamentul că vor duce mandatul organizației de bază cu alegerea lui Nicolae Ceaușescu. Prin urmare, ceea ce nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla niciodată, pe Nicolae Ceaușescu l-au ales la Congresul al 14-lea toți membrii de partid, adică un sfert din populația activă a României pe bază de semnătură. Excepțiile au fost foarte puține, e vorba de un număr foarte restrâns de oameni care nu aveau mare notorietate dintre membrii de partid și oameni care nu pierdeau nimic până la urmă.
fiind muncitori sau având o condiție și, este sigur, foarte mult onestitate, foarte mult curaj, dar, în același timp, mizele lor erau oarecumva mai deosebite față de acelor care urmăreau promovări profesionale. N-aș putea să spun, nu cunosc, n-am găsit nicăieri, că li s-ar fi întâmplat ceva, însă ei au fost puțini. Scenariul după care tatăl Nicolae Ceaușescu ar fi urmat să-și lase moștenire tronul fiului lui Nicu Ceaușescu este credibil, după părerea dumneavoastră, după ceea ce cunoașteți? El a circulat în epocă și după aceea imediat, după 89. Am stat de vorbă, v-am spus, cu câțiva dintre componenții CPX. Am stat de vorbă cu Ștefan Andrei, am stat de vorbă cu Constantin Olteanu, am stat de vorbă cu Ion Stoian și Constantin Olteanu mi-a spus că în vara lui 1989, discutând despre Congresul al XIV-lea, Elena Ceaușescu a încercat să tragă de limbă, cum s-ar spune. Elena Ceaușescu, fiind informată de către postelnicul care avea oră fixă, cum s-ar spune, la ea în fiecare zi dimineața, să o informeze, postelnicul fiind ministrul de interne al României în acea perioadă, fiind informată despre discuțiile care aveau loc și până la urmă și Europa Liberă făcea diverse pronosticuri. Printre altele am avut ocazia să citesc din Arhiva Europei Libere rapoartele pe care Europa Liberă le trimitea patronilor americani și unde prognozau că succesora lui Ceaușescu ar putea fi doar, dată fiind structura de putere din acel moment, doar Nicu Ceaușescu sau Elena Ceaușescu. Mă întorc acum la Olteanu, care mi-a spus că la un moment dat Elena Ceaușescu l-a întrebat, aud că se vorbește că Nicu ar urma să vină. Olteanu a spus, am ridicat din numeri, nu știu, cu mine nu prea se stă de vorbă, nu se stă de vorbă pe o astfel de temă. Ei, a dat Elena Ceaușescu din mână. Noi nu suntem în Coreea de Nord și nu suntem monarhie dinastică să-i urmeze tatăl fiului. Vom vedea dacă va să fie cu tovarășul, vom vedea ce se va întâmpla. Acest dacă va fi să fie cu tovarășul, s-ar fi tradus dacă va muri tovarășul. Cu toții știau că este bolnav. Diagnosticele lui medicale, buletinele medicale ale soților Ceaușescu nu există. Medicilor lor curanți le era interzis să facă orice fel de însemnări privind analizele sau tratamentele recomandate acestor iluștri bolnavi. Dar era foarte evident pentru toți cei care îl vedeau pe Nicolae Ceaușescu în față, necosmetizat de operatorii televiziunii, de ceea ce se întâmpla la montaj, de ceea ce se întâmpla în laboratoarele foto ale Scândei și ale Ager Press, era evident că se află într-o gravă suferință. Cei din preajmă știau că parcursese și vreo două come diabetice, se întâmplase într-o călătorie în Australia la un moment dat, în care și programul trebuise schimbat, el fiind incapabil să vorbească, era evidentă această împuținare și niște
modificări psihosomatice. Am fost foarte impresionată într-una din secvențele filmului lui Ujica, autobiografia lui Ceaușescu, în care el s-a folosit mult de capetele de benzi înregistrate de operatorii televiziunii, care sigur că n-au intrat pe post. Am fost foarte impresionată, zic, să-l văd pe Ceaușescu, care vorbea undeva și care se mișca extraordinar de articulat. Cei care l-au urmărit îndeaproape spuneau că și atunci când mergea avea un mers, dobândise un mers foarte dezarticulat. Au scris apoi din lumea sovieticilor, cei care l-au văzut în ultima perioadă, că uneori îi curgea salivă pe la colțurile gurii, părea translatorii săi de limbă rusă cu care am stat de vorbă, spuneau că avea momente de adevărată scăpare în care el nu mai era el, nu mai era, avea niște comportamente cu totul și cu totul anormale. Sigur că mai bine decât toți știa cârja lui din ultimii ani, cea care era soția lui, și reiese din atmosfera de acolo, din felul în care ea se substituise în a-i exercita anumite atribuții, că de fapt ea se vedea succesoarea lui. Și de altfel, așa cum pusese mâna pe pârghiile puterii, pentru că în ultimii ani ea cu adevărat controla toate informațiile care ajungeau la el și le cenzura și le cerea la modul direct demnitarilor să nu-l informeze. Orice informație care ajunge la el trebuia să treacă întâi pe la ea, sub pretextul că îl vor enerva și că nu se va simți bine. Era evident că ea se vedea succesoarea lui. Deși aceste lucruri nu s-au discutat, spre dezamăgirea demnitarilor în primul rând, în pregătirea congresului al 14-lea, Ceaușescu le-a spus, povestea despre asta și Ion Comar, Ceaușescu le-a spus, schimbări o să facem abia către primăvară, schimbări administrative cu ocazia alegerilor de deputați. Dar nici asta nu însemna că el ar fi lăsat puterea, însemna mai curând că se gândea să facă niște rotiri la nivelul altor funcții. Pentru că, în contrast cu teoriile lui Lenin privind puterea, Lenin, văzând la început puterea pe care și-o vor asuma bolșevicii ca una care nu putea fi monopolizată, ei urmând să facă un fel de rotație, contrar procedurilor pe care ceaușeștii le practicau în țară, acele deserotiri de cadre, ca oamenii să nu prindă cheag într-un loc, să nu aibă vreme să-și facă un sistem de relații, pe ei se vedeau de nelocuiți și, cum vă spuneam, cu adevărat nemuritori. Deci putem vorbi de Rena Ceaușescu ca un fel de, nu știu, influencer al primului om în stat și poate chiar cu o influență negativă, cum se vorbea în epocă și cum s-a vorbit mult timp și după aceea. Știți, dacă judecăm pe cei doi ceaușești ca pe un cuplu oarecare, un soț și o soție, exceptând contextul, lăsând la o parte contextul acesta, lumea puterii, lumea de care relația, lume în care relația lor amprenta viețile noastre, deci judecându-i pur și simplu ca pe un cuplu, Elena Ceaușescu înfățișează o imagine de soție ideală. O nevastă care se preocupă de toate interesele soțului, care are grijă ca să-i controleze hrana, să-i verifice starea de sănătate, să se preocupe de tratamentele lui, să se îngrijească
să nu se enerveze, ceea ce ar agrava sănătatea, lucrurile se ies extraordinar. Doar că în lumea aceasta a puterii, această simbioză pe care ne înfățișează cuplul Ceaușescu are forța asupra noastră a unui cuplu malefic. Pentru că această Elena Ceaușescu nu avea niciun fel de putere politică, de cultură politică, nu avea discernământ, este ceea ce va fi fost probabil o favorită de la curtea unui monar medieval. Doar că favoritele aveau un timp destul de restrâns de evoluție, nu puteau să acumuleze o astfel de putere și pentru că intrau într-o anumită concurență cu alte potențiale favorite, pe cât aceasta reușise o dublă performanță. Pe de o parte, blocase accesul la Ceaușescu ca femeie, ca soție. Spuneau toți cei care l-au cunoscut că o caracteristică a lui Ceaușescu este aceea de a fi fost bărbatul unei singure femei, al Elenei Ceaușescu. Și în același blochează toate pârghiile și informațiile puterii. Deci o semi-analfabetă care are o putere extraordinară și este o putere cu atât mai mare cu cât ea nu este responsabilă de deciziile pe care le ia Ceaușescu, dar pe care ea îl influențează ca să le ia. Și în același timp avem pe ansamblu un cuplu decuplat de la realitate în totalitate. Și când spun decuplat de la realitate, trebuie înțeles și faptul că între cei doi și restul componenților nucleului de decizie exista o prăpastie aproape la fel de mare ca și între noi, omul de rând și conducătorul României. Aceștia nu mai puteau să comenteze niciuna dintre deciziile sale, nu puteau decât să-l aprobe, pentru a rămâne acolo, evident, și nu puteau decât să pluseze, să încerce ei între ei să se întreacă în propuneri și proiecte care veneau în asentimentul celor doi ceaușești. De altfel, ședințele, stenogramele ședințelor CPX-ului din ultimii ani sunt elocvente în această privință. Ele seamănă unor monologuri a lui Ceaușescu, întărite continuu de către soața lui. Sigur că nu este totul consemnat, pentru că aceia care au participat la ele spun că uneori ea se dezlănțuia în cuvinte care n-ar fi putut fi scrise, n-ar fi putut fi menționate într-un document oficial, și restul lumii care lăuda, care aproba, care își asuma angajamente și practica adeziuni. Am să intru acum cu aprobarea noastră pe un tărâm oarecum sensibil. Mai există un membru al familiei în viață, primul născut al celor doi soți, Valentin Ceaușescu, care a preferat să intre imediat într-un cont de umbră din care n-a mai ieșit de 31 de ani. Oare de ce să fi făcut asta? În opinia mea, a fost o decizie foarte inteligentă. A fost o decizie care l-a ajutat să fie în viață. Nu înseamnă că spun că l-ar fi bruscat, l-ar fi omorât cineva. Nu. Spun doar că dacă ar fi intrat în hora presei avidă de senzațional, dacă ar fi intrat în dispute, dacă ar fi încercat să facă politică, nu ar fi putut să reziste presiunii enorme la care ar fi putut fi supus și cu certitudine ar fi clacat. În același timp, eu nu pot decât să apreciez
această opțiune a sa, pentru că noi nu ne alegem nici locul, nici timpul nașterii, nici părinții. Prin toată biografia lui, Valentin Ceaușescu a încercat să nu fie tributar acestor părinți. Eu sunt convinsă că ar fi putut să facă fizică și dacă s-ar fi născut în satul în care m-am născut eu, că ar fi putut să facă o facultate de top. Nu știu dacă ar fi reușit să fie trimis la studii în străinătate. Este adevărat că atunci când Valentin Ceaușescu a plecat în străinătate, au plecat și alți tineri, însă în marea lor majoritate meritele primordiale au fost părinții pe care îi aveau, nu neapărat strălucirea lor. Din toate mărturiile pe care le-am întâlnit, reiese că Valentin din prima tinerețe și-a dovedit o delimitare certă a vieții sale de viețile și politica părinților lui. Nu același lucru l-a făcut Mezinu, Nicu. Nicu cred că a avut un fel de labilitate psihică, aș zice, în care i-a dat o continuă oscilație. Pe de o parte, voia să fie cineva, dovadă că a acceptat funcțiile pe care le-a avut, dovadă că a acceptat acea căsătorie necesară în grila cadriștilor din acea vreme, cum ar mai fi putut mama să spună că are un fiu promovat dacă nu este însurat, cu toate acestea a aprobat divorțul lui atunci când a văzut că nu se putea altfel. Cât despre Zoe, și ea a fost un copil, un urmaș, care și-a dorit să aibă o existență scoasă de sub controlul părinților săi. Dintre toate paginile, și nu sunt puține, sunt mii, pe care le-ați citit despre Nicolae și Irena Ceaușescu, a fost ceva care v-a marcat până în ziua de astăzi? Dintre toate paginile, nu știu dacă aș putea să spun că neapărat mă gândesc la pagini. Mă gândesc la un detaliu în ceea ce îl privește pe Ceaușescu, un detaliu pe care biografii, fie aceia care vorbesc despre istoria României, fie nu-l sesizează, fie nu vor să-l sesizeze. Nicolae Ceaușescu a fost un copil născut într-o familie obișnuită, într-un sat obișnuit, un copil care a plecat de acasă la 11 ani. Însă plecarea lui de acasă este absolut deosebită față de plecarea unui fiu din casa părintească. În general, când un tânăr părăsește casa părintească, pleacă într-o altă casă, pleacă într-o altă condiție socială, dacă ne gândim la exodul din perioada interbelică a tinerilor din mediul rural către mediul urban, în principal către capitală, dar nu pleacă așa cum a plecat copilul Nicolae Ceaușescu. Copilul Nicolae Ceaușescu a plecat de acasă fără ca măcar să fie avut bani să plătească drumul pe care l-a parcurs, un drum cu rata, cu autobuzul, un autobuz precar, ca să zicem așa, din Scornicești, a cărui capăt de linie a fost undeva în Piața Romană, îl aștepta la sosire sora lui mai mare,
mai mare cu 4 ani decât el, n-avea, cred că, nici 15 ani, acea Niculina care i-a purtat de grijă, și care era ucenică într-o legătorie. Și șoferul acelei rate n-a vrut să-l lase pe copil să coboare până când îi plătește drumul. Iar fata s-a dus la stăpân, cum s-ar zice, la meșterul și la nevasta acestuia, meșterul Cismar, să ceară bani ca fratele ei să poată coborâ din mașină. Așa a intrat micul Nicolae Ceaușescu, copilul de 11 ani, în capitală. Ei, vedeți dumneavoastră acum, când compar o astfel de situație cu toată pedagogia actuală și nu doar actuală, gândiți-vă ce impact poate să aibă în viața unui om faptul că ești forțat la 11 ani să-ți câștigi existența căzut în mijlocul, un copil căzut în mijlocul unui oraș mare. Mulțumim foarte Copilul mult! Copilul acela putea să devină orice. Mulțumim! Nu este de mirare, a fost o întâmplare că a dat peste un patron, unul dintre patronii săi, Cismar, a fost cel care l-a convertit la ideile comuniste, mai degrabă la ideile socialiste atunci. Au fost mai multe întâmplări, de fapt, prin care el a ajuns militant comunist, dar nu știu ce poate să ajungă un copil, oricare copil din zilele noastre, care se pomenește la 11 ani, obligat să-și câștige existența într-o lume ostilă, nepăsătoare, dacă nu ostilă, la condiția unui copil. Trebuie să ne oprim aici. Eu vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță o să ne mai întâlnim. Iar dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă dau întâlnire peste o săptămână. Toate cele bune, multă sănătate!